Flori, aplauze și îmbrățișări pentru fenomenul David Popovici. Notătorul român care a uimit o lume întreagă cu evoluțiile sale la Jocurile Olimpice de la Tokyo s-a întors acasă. Clasat pe locul 4 în finala de la 200 de metri și pe poziția 7 în cea de la 100 de metri liber, David a fost așteptat cu surprize pe aeroportul Henri Coandă de către rude, prieteni, de colegii de școală, de reprezentanții ai CIOSR, ai Federației Române de Natație și ai clubului Steaua București. Cum ai gestionat valul de popularitate care a venit peste tine după Jocurile Olimpice sau și chiar în timpul Jocurilor Olimpice? Mă pregătisem pentru asta, dar nu l-am lăsat să mă compleșească. Am venit setat cu gândul să nu stau să-mi verific telefonul după fiecare cursă. Vedeam cum apar mesajele, dar am ales să le ignor pe majoritatea. Le-am răspuns doar apropiaților și consider că le-am gestionat ok, destul de bine. Care a fost cea mai grea cursă la Tokyo? Cred că cea mai grea cursă. Cred că pe măsură ce a evoluat concursul și am făcut din ce în ce mai multe probe, m-am simțit din ce în ce mai obosit. Pentru că e normal, am avut un vârf de formă foarte bun la Roma, la campionatele europene de junieri. Am avut vârf de formă și acum, numai că nu pot să le fac pe toate chiar așa una după alta. Dar la următoarele competiții, una după alta de același gen, va fi deja un pic mai ușor. Care a fost cel mai prețios sfat pe care l-ai primit de la antrenorul tău la Tokyo? Sunt foarte multe și când le aud zic, băi, pe ăsta mi-l notez. Dar, uite, îmi vine unul acum. Înainte de cursa de 200 de metri liber, cred că înainte de finală, aveam un pic de emoții, ceva ce nu mi se întâmplă de obicei. De obicei nu am emoții înaintea unei curse. Și m-a calmat și m-a ajutat să not foarte bine, spunându-mi că, David, tu ești aici să demonstrezi lumii ce poți face pe viitor și să le arăți celor care se pricep la not un mic trailer, un preview din ce urmează să fie David Popovici. Care a fost lucrul care te-a impresionat cel mai mult la Jocurile Olimpice, în general vorbind? Cred că aș spune de ospitalitatea japonezilor. Îmi place foarte mult de ei, sunt extrem de simpatici și de fiecare dată când mergeam la masă, era un fel de cantină și mergeam cu tava la masă și dacă treceam pe lângă o stație de mâncare, cumva se uitau, plângeau, te rog vino la noi, hai să-ți dăm noi mâncare și îți mulțumeau tot timpul. Foarte drăguț și de-abia aștept să mă întorc în Japonia ca un turist. Ai spus la Tokyo că tu și antrenorul tău vreți să revoluționați notul. La ce te-ai referit? Am vrea să creăm, dacă nu cumva deja am creat un mic val, am vrea să îndemnăm cât mai mulți copii să se ducă la not, pentru că e un sport extrem de sănătos. Că am ales eu să-l fac de performanță e una, dar toată lumea poate să-l facă până la un anumit nivel. E și recomandat. Și nu știu, vreau să setez noi limite în ceea ce privește notul, crawl-ul și tot ce ține de asta. Chiar dacă îi sunt aproape zi de zi, oamenii din staff au fost impresionați de evoluțiile lui David și promit să-l pregătească la cele mai înalte standarde pentru competițiile următoare. Cum a fost experiența de la Jocurile Olimpice? A fost o experiență, cred eu, reușită. Am învățat foarte multe lucruri, mai multe lucruri decât ne așteptam. Niște detalii la care cu siguranță ne gândeam înainte, dar de care acum vom ține cont. V-ați așteptat la aceste rezultate din partea lui David? Ne-am așteptat, bineînțeles, să ne calificăm în finale, iar acolo totul e o luptă deschisă. Cât de mare e regretul că n-a prins totuși o medalie? Nu există nici pic de regret pentru așa ceva. Noi cred că ne-am făcut treaba cu bravo și nu cred că se pune problema de așa ceva. Cum e să lucrați cu un sportiv precum David Popovici? Țin să menționez că e o onoare pentru noi să putem să lucrăm cu el, fiindcă încă de la începuturi ne-am dat seama de potențialul lui și de faptul că ar putea face performanță și acum, cu atât mai mult că el a confirmat. Dar și dacă n-ar fi fost aceste performanțe, cu siguranță am fi fost încântat să lucrăm și să avem rezultate împreună. Care sunt principalele calități ale lui David? Este un băiat foarte calculat, are un devotament foarte ridicat, adică îi place ceea ce face și se vede asta prin strictețea pe care are față de antrenamentul pe care le are în bazin, în sală. Este foarte dedicat. Ce aveți de gând în ceea ce privește colaborarea cu David în viitorul apropiat? Noi deja lucrăm de foarte mult timp lucrăm la un plan. Ne-am apucat de ceva timp de construirea bazei din punct de vedere al antrenamentului pe uscat. Iar în momentul acesta nu facem decât să ducem munca mai departe, fără să ținem neapărat cont de
ce s-a întâmplat la Jocurile acestea olimpice. Noi pur și simplu mergem pe drumul nostru. Bineînțeles că avem input-uri noi în ceea ce privește pregătirea lui, dar vom merge pe un drum care să-l facă mai puternic, să-l facă mai mobil și în același timp să-l țină departe de accidentările specifice înotului și probelor pe care le practică. Alături de David s-a întors în țară și Bianca Costea, cea mai tânără sportivă a României prezentă la Jocurile Olimpice. Bianca s-a declarat încântată de experiența trăită la Tokyo, acolo unde a concurat în probele de 50 și 100 de metri liber. Cum a fost pentru tine participarea la prima olimpiadă? Foarte frumoasă, a fost o experiență minunată. Mă bucur că am avut această șansă și m-am bucurat din plin. Urmează Parisul peste 3 ani, ce îți propui acolo? Îmi propun să mă antrenez în continuare cum am făcut-o și până acum, o să dau totul la antrenamente cum am făcut și până acum și o să vedem unde mă duce chestia asta, pentru că niciodată nu știi ce se poate întâmpla.